Psalmul 105. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui. Cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui. Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile și de judecățile rostite de gura Lui, sămânță a robului Său Avram, copiii ai lui Iacov, aleșii Săi. Domnul este Dumnezeul nostru. Judecățile Lui se duc la îndeplinire pe tot pământul. El își aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduințele Lui făcute pentru 1000 de neamuri de om, de legământul pe care l-a încheiat cu Avram și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac. El l-a făcut lege pentru Iacov, legământ veșnic pentru Israel, zicând: ție îți voi da țara Canaanului ca moștenire, care v-a căzut la sorți. Pe atunci ei erau puțin la număr, foarte puțin la număr, și străini în țară. Mergeau de la un neam la altul și de la o împărăție la un alt popor, dar n-a dat voie nimănui să-i asuprească și a pedepsit împărați din pricina lor. Nu vă atingeți de unșii mei, a zis el, și nu faceți rău prorocilor mei. A chemat foamete asupra țării și a tăiat orice mijloc de trai. Le-a trimis înainte pe un om. Iosif a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit. L-a pus domn peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui, ca să lege după plac pe domnitorii lui și să învețe pe bătrânii lui înțelepciunea. Atunci Israel a venit în Egipt și Iacov a locuit în țara lui Ham. Domnul a înmulțit pe poporul Său foarte mult și l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui. Acestora le-a schimbat inima până acolo că au urât pe poporul lui și s-au purtat mișelește cu robii Săi. A trimis pe robul Său Moise și pe Aaron, pe care l-a alesese. Prin puterea lui, ei au făcut semne minunate în mijlocul lor. Au făcut minuni în țara lui Ham. A trimis întuneric și a adus negura, ca să nu fie neascultător la cuvântul lui. Le-a prefăcut apele în sânge și a făcut să le piară toți peștii. Țara lor a forfotit de proaște până în odăile împăraților lor. El a zis și au venit muște otrăvitoare, păduchi pe tot ținutul lor. În loc de ploaie le-a dat grindină și flăcări de foc în țara lor. Le-a bătut viile și smochinii și a sfărâmat copacii din ținutul lor. El a zis și au venit lăcuste, lăcuste fără număr, care au mâncat toată iarba din țară și au mistuit roadele de pe câmpiile lor. A lovit pe toți întâi născuți din țara lor, toată pârga puterilor. A scos pe poporul Său cu argint și aur și nici unul n-a șovăit dintre semințiile lui. Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, căci i-a apucase groaza de ei. A întins un nor ca să-i acopere și focul ca să lumineze noaptea. La cererea lor a trimis prepelițe și a săturat cu pâine din cer. A deschis stânca și au curs ape care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate, căci și-a adus aminte de cuvântul lui cel Sfânt și de robul Său Avram. A scos pe poporul Său cu veselie, pe aleșii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie. Le-a dat pământurile neamurilor și au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor, ca să păzească poruncile Lui și să țină legile Lui. Lăudați pe Domnul!